Domnule Farmache, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la o întâlnire online. Răspunsurile pe care le-ați dat cititorilor în principiu au fost destul de optimiste. Spuneți-mi însă cum vedeți realist vorbind impactul exercitat asupra bursei de problemele majore ale Irlandei și Portugaliei, ca să nu mai luăm în considerare și îndoile din ce în ce mai mari ale investitorilor legate de Spania și Italia. Mă bucur că am reușit să imprim o notă optimistă, deși prin natura mea nu sunt optimist, sunt mai degrabă realist. Revenind la întrebare, care este impactul noilor semne de întrebare care apar pe piețele financiare, acestea nu sunt semnale pozitive pentru piața financiară. Investitorii de la începutul crizei, de când s-a declanșat din 2007, mai evident din 2008, așteaptă de la o zi la alta vești pozitive despre piață. Au apărut unele și ele s-au văzut imediat pe piețele financiare, dar în paralel continuă să avem și vești despre piețele financiare și în momentul de față vorbim de Irlanda. Cred că pentru marea majoritate a analiștilor aceasta nu este o surpriză. Programele de asistență pe care guvernele le-au acordat instituțiilor de credit din țările respective anunțau un astfel de final. Acestea s-au dus, bail-out-urile au trebuit toate susținute din bugete care în mod evident înregistrează deficitele. Cred că omenirea se întreabă în acest clip când și cum, când vor fi, se vor opri aceste vești. Este prematur să, sigur că sunt gânduri care sugerează o extindere a acestei crize la nivel european. Personal, cred că Europa, în ansamblu său, reprezintă nu numai un continent, reprezintă și o piață în opoziție, dacă mi se permis termenul, cu piața americană. Și atunci cred că autoritățile financiare europene își vor uni gândurile și rândurile ca Europa să fie întotdeauna în competiție cu America și într-o competiție corectă, în care să aibă un cuvânt de spus și vor lua măsurile necesare în așa fel încât nu numai să panseze anumite rând, dar prin măsuri adecvate să însănătoșească piața financiară europeană. Dar există un impact care ne afectează pe noi în mod direct? Impactul direct nu cred că există. Există un impact indirect pentru că acesta afectează uneori chiar zdruncină încrederea investitorilor în piețele financiare, crește aversiunea la risc, cresc costurile de finanțare, riscul aduce cu el un risc crescut, aduce și costuri pe măsură. Deci nu cred că este vorba de un impact direct, ci este, dacă mă gândesc la piața financiară, este mai degrabă un impact indirect prin investitorii care privesc cu mai mare atenție riscurile la care sunt expuși. Ne puteți spune în premieră de această dată ce companii s-au arătat interesate de intrarea pe bursă, pe Bursa de Valori București? Nu pot să dau nume, dar executivul Bursei de Valori a început de o lună jumate, două, chiar au achiziționat un autoturism special dedicat pentru vizite la companii. Avem rezultate, feedback-uri pozitive din partea companiilor. O astfel de decizie, există un interes din partea companiilor. Ne puteți spune măcar sectoarele care sunt interesate?
Cred că este o varietate largă de sectoare, de la industria construcțiilor de mașini, industrie ușoară și chiar alimentară, agricultură. Dar o spuneam că o astfel de decizie se conturează mai greu, pentru că este o decizie strategică în viața unei companii. Compania, din momentul în care se listează, practic se raportează la mediul de afaceri printr-o altă prisma. Cu siguranță că în anul 2011 aceste eforturi ale bursei vor prinde un contur mai clar și vom vedea și efecte. Mi-amintesc că în 2007 bursa a întreprins atunci o campanie foarte susținută de atragerea emitenților, iar la debutul lui 2008 aveam peste 20 companii care băteau la poarta bursei pentru a se lista. Din păcate, criza a făcut ca aceste proiecte să fie puse în așteptare pentru o perioadă de timp, altele au renunțat, dar sunt absolut sigur că acele companii întrezăresc ieșirea din criză și vor reactiva aceste proiecte, la care se vor adăuga, evident, și altele. Și printre aceste companii au existat și companii de stat? Companiile de stat au fost întotdeauna în vizorul nostru. Aici decizia este până la urmă în mâna statului. Cadrul legislativ în clipa de față pare să fie unul favorabil pentru listări, dar trebuie să vedem și efectele concrete și rezultate concrete, pentru că în decursul celor 15 ani bursa nu a dus lipsă de promisiuni, însă nu toate s-au materializat. Am înțeles. Avem o întrebare pe care ați primit-o și în lista de întrebări de la cititori. Câte IPO-uri estimați pentru anul viitor 2011? Este greu să fac o estimare a IPO-urilor. Derularea IPO-urilor va depinde într-o bună măsură și de condiții de piață care trebuie să fie favorabile pentru astfel de proiecte. Cred însă că va fi depășit numărul de IPO-uri din 2010, care, deși a fost un an dificil, iată că în ultima perioadă am avut câteva IPO-uri la inițiativa unor broker care au văzut și unor emitenți care au înțeles corect finanțarea prin piața de capital, și cred că aceste proiecte vor continua și în 2011 și spun în clipa de față cel puțin la același nivel. Ca să nu vorbesc, când fac această estimare, nu iau în calcul IPO-urile potențiale din partea companiilor de stat care ar trebui să se privatizeze, după părerea mea, acordând mai puțină greutate condițiilor de piață, pentru că nimeni nu poate ghici în clipa de față care vor fi condițiile de piață când și cum vom ieși de plin din această criză. Câte IPO-uri am înregistrat anul acesta? Anul acesta am avut, până de față, 3 IPO-uri și mai sunt în curs de derulare, mai este, cred că, unul în momentul de față.